foarte des aud replica, afară oamenii sunt altfel. Și la un moment dat chiar începusem să cred asta, de-abia așteptam să ies afară din țară, să văd oamenii ăia extraordinari, oamenii cu 5 mâini, 6 capete, 8 ochi, oamenii care nu mai erau de găsit pe nicăieri. În 2006, unul din cazuri, am fost invitat de către meme Stoica, pe numele aceea lucrând la Steaua, am fost invitat să merg cu echipa la meciul Real Madrid, chiar la Madrid. Bun, toate bune și frumoase, la un moment dat, în discuția noastră, mi-a zis meme, băi, vină mâine când e antrenament oficial, să stăm de vorbă, că avem ceva de stabilit. Bun, am o amică care e stabilită în Spania de vreo 10 ani, eu ne cunosc în orașul, i-a zis, băi, nu vrei să vii cu mine să mă ajungi pe mine, mai ales că spaniolii, în afară de spaniolă, nu știu altă limbă străină, am zis, ok, să apelez la un vorbitor nativ. Zici și făcut. Ajungem la stadion, găsim intrarea pe unde ar fi trebuit să mergem, eu fiind în căruț, trebuia să merg pe rampa pe unde intra și autocarul oficial și ca să ajung exact la ăsta, la gazon. Mergem acolo, coborâm o rampă imensă, nu ne ajută nimeni, nu e nicio problemă, cabluri, toate pregătirile normale dinainte de meci. Ajungem la poartă, explicăm omului, domne, azi e antrenament oficial al Stelei, eu fiind în scaun rulant, trebuie să intru pe aici, ca un suporter oarecare. Nici nu mi-a băgat în seamă, ne-a zis că nu avem voie să plecăm de acolo, că ce, nu se poate. Evident că nu ne-a ajutat să urcăm, ne-am chinuit să urcăm rampa înapoi, îl sun pe meme și zic, domne, nu pot să intru. Meme vorbește cu Florentino Perez, șeful de la Real, în două minute nu s-a deschis doar o poartă de la acea rampă, s-au deschis ambele porți, toate cablurile au fost date la o parte, acela care înainte nu le băga deloc în seamă, nu știa ce să mai facă, să țină de căruț, să ajute, poate e nevoie de ceva, stați așa să dau cablurile, în fine. Ajungem pe gazon și după ce se termină antrenamentul oficial, plecăm. La plecare, tot același om ne-a ajutat să urcăm rampa, încă unul dădea cablurile și la final, când am fost să-l salutăm, ne zice, vai de ce prieteni buni suspuși aveți, de ce nu ați spus de la început? Morala poveștii este, e că, indiferent că te afli în România sau în orice altă țară, oamenii sunt exact la fel, doar sistemele diferă.